Procuratura Generală are un șef interimar. Este vorba despre procurorul Dumitru Robu, care a fost desemnat la această funcție prin votul membrilor Consiliului Superior al Procurorilor. Decretul privind desemnarea acestuia a fost semnat în această seară de președinta Maia Sandu. Dumitru Robu a mai deținut interimatul funcției de procuror general în iulie 2019 până în decembrie 2019, înainte ca Alexandru Stoianoglu să fie ales șef la Procuratura Generală prin concurs. După o ședință cu întreruperi, pauze de ore întregi și deliberări, membrii CSP au desemnat candidatura procurorului Dumitru Robu pentru funcția de procuror general interimar. Înainte de asta, CSP i-a audiat pe cei doi candidați. Eu consider că cele începute în toamna anului 2019 pot avea conectate și toate cauzele care au fost demarate în perioada exercitării interimatului funcției pot fi diferite justiției, iar societatea să primească răspuns la foarte multe întrebări. Până în prezent am fost martori la procuror șef. Eu propun un alt format a procuraturii, unde un procuror șef își ia o altă abordare decât a fost până în prezent. În prima parte a ședinței, care a avut loc azi dimineață, membrii CSP au decis asupra mecanismului de alegere a candidatului pentru funcția de procuror general interimar. Este un proces grăbit, într-adevăr, pentru că legea prevede până la 5 zile ca să fie anunțat. Dar am proces astăzi la examinarea acestei proceduri, acestui mecanism, deoarece, într-adevăr, conducerea Procuraturii Generale lipsește în condițiile legii. Candidatura lui Dumitru Robu la funcția de procuror general interimar a fost propusă inclusiv de către ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko, alături de alți membri CSP. La ședinței Consiliului au fost mai multe opinii, au fost mai multe persoane care au înaintat candidaturi, între care am fost și eu, care am vorbit despre candidatura domnului Robu, alături de alte persoane. În timpul audierilor și-a făcut apariția și liberalul Dorin Chirtoacă. Acesta a depus o sesizare pe care ținea să o expună în fața membrilor CSP, prin care a contestat desemnarea lui Dumitru Robu și a Victoriei Furtună în calitate de candidați. Este o revoltă pe care este greu să o stăpânesc în legătură cu nominalizarea acestor două persoane, Dumitru Robu și Victoria Furtună, pentru funcția de procuror general interimar. Eu m-am expus public și acum 2 ani, când Dumitru Robu a mai fost odată desemnat în această funcție, și consider inadmisibil pentru procuratură că aceste două persoane, care au făcut aici nu altceva decât circ, ei stau unul lângă altul ani de zile, ei personal în doi, au încercat să mă intimideze, să mă preseze, să recunosc lucruri care nu le-am făcut. Prin urmare, membrii CSP au declarat că nu există vreun temei legal ca sesizarea lui Chirtoacă să fie examinată. În final, candidatura lui Dumitru Robu a obținut susținerea majorității membrilor CSP. Ulterior, președinta Maia Sandu a semnat și decretul privind numirea în funcție a acestuia. S-a întâmplat după ce Alexandru Stoianoglu a fost reținut și suspendat din funcția de procuror general pe durata anchetei penale în care este vizat. Alexandru Stoianoglu este acuzat de abuz în serviciu, depășirea atribuțiilor de serviciu, corupere pasivă și oferirea de declarații false în fața organelor competente.